Bună ziua, m-am întors în Stupină, e 7 septembrie și m-am apucat aici de lucru să verificăm experimentul care l-am făcut. Da, să știți că nu e un rezultat foarte bun, cred că am cam greșit eu să las să pun magazii goale și să sper că o să strângă în vremea asta în ele, dar în orice încercare, să zic, e și un câștig, măcar înveți o lecție. Hai să vă arăt acum. Eu m-am decis că la stupii cu cântare, acesta și cel de la Biwatch, să las experimentul în continuare, să vedem ce se întâmplă. Acum, uitați cam cât a strâns. În astea 4 zile, care au fost zile bune de cules, pe partea asta aproape nimica. Aici se vede lucind un pic de miere. Sunt vreo 3-4 rame, să zic, care au început să le pună cu miere. Uite, asta e mai grea. Vedeți asta? Uite. Aproape se apropie de capăt cu depozitarea în celule, dar nu sunt pline normal. Se observă, pe margine sunt goale și aici au început să pună ceva miere. Deci cam 4 rame, cam așa arată. Acum la unii stup mai bine, poate alții mai rău. Dintr-un cules de 100-300 de grame pe zi, cam așa a arătat cântarul. Acum eu speram să fie măcar un kilogram pe zi, eu de asta am făcut experimentul, fiindcă credeam că stupii sunt plin cu miere, dar chiar după ce am adus caturile goale și m-am apucat să lucrez și am început să pun și tratamentele, cred că ați văzut într-un film anterior, mi-am dat seama că de fapt în partea de jos, în catul de jos, mai este spațiu. Deci nu sunt chiar atât de pline cu miere. Deci un pic m-am grăbit când am luat decizia ce trebuia poate să încep să mă uit un pic prin caturile de jos, să văd cât de goale sau pline sunt. Sunt și care sunt foarte blocați, dar sunt în minoritate. E drept. Bun. Deci asta e experimentul. Eu aș zice eșec. Acum ce vreau să fac? Las la acești doi stupi în continuare. Haideți să-i acoperim ca să nu se producă furtișac sau să nu atragă acești viespi care dau târcoale pe aici, uite cum se bat. Deci o să las în continuare catul ăsta gol deasupra și nu o să umblu deloc în catul ăsta al doilea, care vă spun sincer, la tot stupii e blocat. Deci are ceva puieci și în rest miere căpăcită. Nu o să umblu deloc. Un pic cam prea puțin puieci și cam prea multă miere căpăcită. Să vedem dacă dezvoltarea de toamnă merge ok. Când o să observ că nu mai intră cules, o să fac și probabil niște hrăniri de stimulare cu sirop ca să le stimulez să se dezvolte în continuare. Iar la ceilalți o să iau catul ăsta jos, deci acum o să pun izgonitoarele și o să izgonesc de albine, le iau, le duc frumos înapoi acasă și o să eliberez din partea de sus 2 rame cu miere și o să pun în locul lor rame goale. Cam asta e lucrarea ce vreau să o fac la stupi astăzi și vom urmări în săptămânile următoare cam ce se întâmplă. O să pun un pic pe pauză și o să vă mai arăt când mai deschid ceva stupi. Mi se pare că au rost foarte bine oxistripul ăsta nou de stuparu.ro și vă spuneam că tratamentul la oxistrip se face atunci când îl roade. Deci trebuie găsită un echilibru între a-l roade, a nu-l roade foarte repede, dar nici foarte încet. Că altfel dacă se roade foarte încet, nu se face tratamentul deloc. Și cred că cu varianta asta nouă de oxistrip am găsit
un echilibru mai bun și îl roade un pic mai repede, asta generând, bineînțeles, o tratare a albinelor mai rapidă. Bun. Hai să vedem și celălalt stup. Ia un pic de fum. Deci celălalt stup care va rămâne în experiment. Ce mi se pare că sunt mai multe albine sus. Acum să vedem care e motivul. De ușoare ramele sunt ușoare. Doar un pic de miere aici și aici. Asta e un pic mai grea, dar poate e mai grea și rama goală. Ba nu, uite, ce un pic mai multă miere. Asta e mai goluță. Bun. Se mișcă așa tare fiindcă e pe cântar și de aceea nici aici nu prea e. Un pic, puțin. Deci cam tot la fel a zice. Nu e un experiment reușit, vă dați seama. Acum dacă aș mai fi avut o lună de cules din ăsta cu 100-200 de grame, 300 de grame pe zi și cuiburile de jos full, merita experimentul, dar se răcește și la noi. Am avut, astea 4 zile au fost temperaturi bune, deși mai plouat seara. Dar dacă pe temperaturile astea bune n-au reușit numai 100, 200, 300 de grame să adune pe zi, e clar că experimentul e eșuat. Dar o să las la acești doi stupi în continuare ca să vedem ce se întâmplă, să știu și eu pe viitor ce se întâmplă. Da, nici nu știu cum aș putea folosi această experiență, eventual lăsat așa câte un cat sus, să-și facă ele spațiu pe aici, pe dedesubt și la final mai da și ceva hrănire ca să se umple doar catul ăsta de sus și ăsta să știi că l-ai lăsat doar cu miere. Eu cam așa iernez, deci iernez, să zicem, pe două caturi și atunci o ramă e goală, o ramă e full, cam asta să fie media. Deci, cum ar veni la rame de adant mari de cuib, jumătate cu miere. Cam asta să fie media. Și în zona asta mea, cel puțin, și în România, am observat că e suficient. Eventual, undeva acolo, prin ianuarie, februarie, mai arunci o turtă în cap de stimulare și mai faci un pic de completare, dacă e cazul, și e perfect. Anul trecut am lăsat prea multă miere și uite, încă mai am, dacă mă credeți sau nu, astea sunt rame iernate. Deci table cu miere, ce le-am iernat și le-am ținut peste vară, efectiv peste vară am avut nevoie de rame cu goale ca să fac extinderi. Au început să intru un pic molia și nu am avut. Și în primăvară iarăși m-am confruntat tot cu probleme de genul ăsta. Bun, acum o să închid filmul ăsta, deci asta e cu experimentul și o să ne uităm într-un film următor la cum a ros oxistripul ăsta nou. Sănătate multă, a fost Mihai Rus, tuparu.ro, înțelegem pasiunea și afacerea dumneavoastră. Învățați din greșelile mele!